E dovedit faptul că o schimbare de imagine poate afecta nu doar starea psihoemoțională, ci și viața în ansamblu. Iar ultimile trei participante ale emisiunii noastre au visat să se dea pe mâna stiliștilor, să se schimbe atât exterior cât și interior. Cu încredere au venit la Stil Nou trei femei dornice să arate mai bine și să trăiască emoții unice. Cu fiecare din ele am făcut cunoștință chiar în ziua filmărilor, iar mai întâi de toate am discutat despre stilul și viața lor. Bună ziua! Bine ați venit la emisiunea noastră! Mă bucur să te cunosc, Angela! La fel! Știu că ai fost foarte fericit atunci când a venit propunerea asta de la doamna Ala, cea care este președinta Asociației de Caritate pentru toate persoanele care suferă de sindromul Down. Și cum ați reacționat atunci când vi s-a propus să veniți la emisiunea noastră? Noi am acceptat deodată și tare ne-am bucurat. Deoarece ne uitam, am văzut de multe emisiunea dumneavoastră, doamna Mariela, și ne-a plăcut foarte mult. Și Angela, deoarece foarte mult îi place să danseze, să machieze, să danseze îmbrace, așa. I-am spus și e și mai mult să bucurat. Și mă bucur să am și eu ținuta mea să specială. Să ai și tu o ținută frumoasă, da? Da, îmi place așa să și eu așa frumoasă. Da, și cum ești frumoasă? Cum te îmbraci? Da, acum m-am îmbrăcat așa, în costum sau altfel, mai mult îmi place să mă îmbrac singură. Da, și ce îți alegi? Am ales așa frumos, sau o roche, sau un sacou. Wow, ți-ți place stilul clasic, da? Da. Fain, fata dumneavoastră e foarte elegantă, din câte înțeleg. Le măsoară toate și pe muzică le demonstrează toate. Și cum decurge o săptămână din viața dumneavoastră? Unde este implicată ea? Cum reacționează societatea? Acasă așa e cum școală își face, în primul rând, dimineața igienă, dimineața, pe urmă e, se începe mănâncă și se începe scrie foarte mult. Dar în 2008 a terminat școala de liceu și din 2008 până la moment se află numai acasă în patru pereți. Mulțumim, Doamne, că mai avem ea acum de este doamna Ana, mulțumim din suflet că Dumnezeu se ocupă cu așa persoană, cu așa copii și am în vedere că ea că ne invită la diferite evenimente. Dar spuneți-mi, vă rog, cât de complicat vă vine să-i alegeți haine? De ales e foarte greu, în primul rând ea este de statură joasă, este... Are 1,50 m? Un metru cincizeci și are 100 de kilograme. Și, într-adevăr, hainele foarte greu îi găsesc, în primul rând, și, într-al doilea rând, care le procur, toate trebuie să le scurtez. Cum vrei să te vezi astăzi în oglindă? În ce vrei să fii îmbrăcat? Eu vreau să fiu așa mai vedetă, mai cu minte și mai frumoasă așa. Să am și eu în garderoba mea mai multe costume și mi-e place așa. Deci eu o văd foarte entuziasmată pe Angela. Că a venit aici? Angela este foarte bucuroasă și este foarte mult a fost așteptată, deoarece, da, din partea statului, copiii ăștia, așa să spun sincer, că să uitați, ei numai și au de lăsat numai una pensie. Bună ziua! Bună ziua, Viorica! Încântat să te cunosc! Mulțumesc! Cum te-ai decis să scrii pe pagina emisiunii? S-a întâmplat pe neașteptate. Doar am fost la cumpărături, m-am întâlnit cu regizorul de la Casa de Cultură la noi din sat, Radu Corlateanu. Mi s-a spus, uite, Mariana Mihaila are o emisiune. Zic, da, știu emisiunea, noi privim, soțul meu chiar vrea de mult să ne ducem la așa emisiune, că nu știm cum să intrăm, adică... Era... De fapt e foarte simplu, da. Pe pagina emisiunii se transmit niște poze, se scrie o informație și deja sunt selectate femeile cele mai norocoase. Da, i-am spus, da, de ce nu?
Da, să faci o schimbare. Eu aș vrea mult să-mi schimb coafura, adică frezura. Ce nu-ți place? Și culoarea la păr, văd că a început să crească. Da. Dacă te întorci așa un pic, văd și nuanța. Nițel gălbuie, nițel da. Arță de soare. Nu, este experiența unei elevi care învață de frezier. Așa. Vine în sat, noi de la sat profităm de lucrurile ăsta. Uite, tamana să mă frezez și eu. Și ea ți-a vopsit părul, da. Această elevă. Da. Și a fost o colorare nereușită, da? Cât prima zi, parcă avea culoare, dar pe urmă a dispărut culoarea. Adică la fiecare spălare să iese, iese, iese culoare. Tu ai 36 de ani, suntem de aceeași vârstă, da? Da. Și țin să te laud că ești mamă la 5 copii, da? Da. Este cea mai mare bucurie, cred eu, a vieții tale. Am 5 copii și 2 vași. La moment, am avut și 4 vași, dar în gospodărie avem de toate. Fac parte din Asociația Femei în Acțiune, noi suntem 9 femei. Am organizat târgul micilor antreprenori de la noi din sat. La moment ne ocupăm cu refugiații din Ucraina. Și tu de ce reușești, având și o gospodărie care necesită multă atenție, atâția copilași, tu reușești să ai grijă și de cei mai triști? Extraordinar. Și așa te îmbraci de zi, cum ai venit la emisiune? Da. Ce-ți place să porți? Mai mult port rochi. În general, când eram fată, portam rochi, fuste. Dar amuia mai mult port pantalon. Bună ziua! Bună ziua, anișoara! Mă bucur să te cunosc. De asemenea. Știu cât de mult ți-ai dorit să ajungi la noi, da. Și ești foarte veselă, fericită. Foarte, foarte bucuroasă. Cât de departe vii? De departe, tocmai de la Bălți. Ai un păr atât de lung, un păr atât de bogat și totuși vrei să arăți altfel. De ce? Îmi doresc foarte mult o schimbare și un motiv care am dorit mult să fac schimbarea și este un vis de-al meu, ca să îmi donez părul pentru persoanele bolnave de cancer, femeile sau copii, pentru peruși, ca să fac un bine. Asta a fost mai întâi visul meu. Gestul tău este până la lacrimi, dacă sincer. Nu fiecare ar putea face un asemenea cadou. Deci tu nu ai vrut să mergi singură la un oarecare salon, la un oarecare frizer, da, ca să-ți tai părul, dar anume ți-ai dorit să o faci în cadrul... emisiunii dumneavoastră, da. Ce să zic, ne simțim onorați. Dar ce a zis soțul tău când i-ai comunicat ce vrei să faci, da? A fost foarte fericit și a zis că mergi, încearcă. E foarte bine. Te-a bine. Susținut, da? Da, sigur. Spune-mi ce culori adopți de regulă. Alb, negru, văd că îți place. Altceva? Da. Mai mult în ținutele zi de zi folosesc alb. Garderoba de seară totul este negru, dar prefer mai mult în culorile nude. Deci așa nuanțe puternice cum sunt îmbrăcată eu bună oară, da? Iată, da, așa da. Un albastru electric cu imprimeul ăsta floral, deci nu accept, da? Nu prea mă regăsesc în așa. Da. Ți-ar sta foarte bine că ești cu tenul deschis, cu ochii albaștri. Nu am încercat încă așa culori. Eziți, da? Să porți un galben aprins, da, da. Un verde așa, da. Ca iarba, un verde crud. La fel, nu am ieșit încă din zona mea de confort, să încerc așa culori. Cum îți place să porți părul? Îl prinzi sau îl lași așa, pe spate? Mai e tare frumos. Mai mult prins. E mare și un pic și mă incomodează. Ești adeptă naturaleții, din câte observ. Da. Nu ai nici gram de machiaj pe tine. Așa zi de zi? Nu-ți place să te machiezi? Deci nu ai intrusa cosmetică, nimic? Am cosmetică, de foarte rar mă machiez la... ocazie, evenimente. Așa zi de zi, puțin rimel, un ruj, nimic. Nimic, nimic. Toate trei protagoniste au trecut prin etapele frumuseții și veți vedea în continuare cum fiecare din ele și-au schimbat imaginea. Și o să vă rugăm la final să apreciați cea care v-a plăcut cel mai mult. Așadar, prima etapă a fost vestimentația. Care pereche de încălțăminte ți-a plăcut ție cea mai tare? Cea mai tare mi-mi place ghetele,
Deci asta. În ghete te simți cel mai bine, da? Da. Noi am ales mai multe și o să mergem cu ele în continuare la magazinul de haine ca să asortăm și niște ținute interesante. De fapt, nu eu, dar Maria. Ți-am ales prima ținută. Am optat pentru o gamă cromatică pastelată, foarte perfectă pentru anotimpul de acum, pentru primăvară. Am format o linie verticală din culori albe, ceea ce este foarte potrivit pentru tine, pentru fetele în general, minione și cu formele mai proeminente. Așa. Aranjăm părul. Ce părere aveți, mămica? Este un costum foarte elegant și lângelei merge. Când vine vorba de pantofi, de aceste tocuri care ne înalță, da, atât fizic cât și moral. Pantofii așa n-am purtat niciodată. Este pentru prima oară, în general pentru prima oară când m-am încălțat în trânsă. Și trebuie timp ca să vă puteți acomoda cu tocurile dacă nu le-ați mai purtat niciodată până acum. Am văzut că pe tocuri vă este puțin mai complicat, iată aceasta este o ținută modernă, stilată, dar casual. Adică vă permite să purtați acest trench și la încălțări de tip sport, în ele cu siguranță puteți ajunge la grădiniță, în centrul satului, da? Am observat prin poze că obișnuiți să purtați hainele mulate pe corp, însă pe viitor eu vă recomand să fiți foarte atentă la acest aspect, întrucât hainele le folosim în a masca unele dezavantaje ale corpului și a le scoate în evidență pe cele frumoase. Astăzi eu m-am simțit ca la un defileu de modă. Am avut foarte multe emoții, nici nu știu cum să vă redau. Mi-ai spus că te regăsești în paleta de culori pastelate, moi, da? Dar eu am adăugat această culoare intenționat ca să te scot puțin din zona de confort. Simți energia pe care ți-o conferă? Aici avem o ținută pentru sezonul cald, o rochie foarte frumoasă, romantică, vaporoasă. Eu cred că tu te simți foarte bine în acest stil pentru că te reprezintă, ești așa o fire mai romantică. Da, în ultima ținută, într-adevăr, mă simt foarte liberă și confort maxim și simt că e al meu. Nimeni nu pleacă de la stil nou fără cadouri, respectiv fiecare participantă a primit în dar câte o ținută completă, fapt care le-a bucurat enorm. Mulțumim frumos magazinului, să așa vă spun sincer, am avut foarte multe emoții, dar până la lacrimi și nici nu m-am așteptat că așa oameni de bunuri credință și oameni buni și oameni cu gusturi care ne-a făcut fata astăzi pe Angela, a făcut-o foarte frumoasă și fericită. Cred că asta și o să fericit pentru totdeauna, cred, de viața ei. Poftim! Mulțumesc, domnule! Din partea acestui magazin și pentru că ați probat 4 ținute, aici este a 5-a. Mulțumesc! Cu nerăbdare aștept să încerc ținuta. Da, cadoul nu întârzie, să vină către tine. Ține, draga noastră, aici ai o ținută, o pereche de încălțăminte, ca să fii astăzi irezistibilă, să arăți perfect. Mulțumesc. Și să impresionezi pe cei dragi. Mulțumesc mult!
De fiecare dată, la salonul de frumusețe, se intensifică emoțiile participantelor noastre, pentru că acolo li se modifică tunsoarea și culoarea părului, care întotdeauna este o surpriză pentru ele. Iar de imaginea lor s-au ocupat specialiști în domeniu din echipa stilistei Victoria Ghecrea. Și coafuri să fac? Cafeniu. Vrei cafeniu? Dar eu am auzit că tu vrei nuanța roșie la păr. Este adevărat? Da. Vrei un roșu aprins sau... Așa, pe alocuri. Cum tu te gândești? Cum vrei tu? Spune-mi orice gând. Mi roșu și cu cafeniu. Dacă totuși tu ai venit alături de mama ta, să știți că o schimbare veți avea și dumneavoastră astăzi din partea echipei noastre. Așa că astăzi acasă veți pleca împreună, frumoase. Eu am venit așa surpriză, neașteptate, nu m-am gândit. M-am gândit numai la Angela să o fac frumoasă, să zâmbească. După părerea mea, această nuanță nu vi se potrivește absolut deloc, pentru că este fără luciu și e făcut necalitativ, adică observ și pete și părți, foarte multe nuanțe, adică aveți. Ai observat că te-am întors, dar de data asta vreau totuși să te întorc înapoi și vreau să te privești în oglindă și să fii și tu martoră la ceea cum eu voi tăia această coadă. Spune-mi, te rog, ce emoții ai tu? Când eu pur și simplu... S-a tăiat ultimul fir. Emoții. Normale. După cum ați văzut, una din protagoniste și-a schimbat imaginea împreună cu mămica sa. Și bineînțeles, toate eroinele au avut parte și de machiaje profesioniste, executate cu mare grijă de către stilista Ecaterina Chiticari. O să accentuăm un pic pomineții acum. Suntem la prima etapă a machiajului. Este de fapt o pre-etapă, așa să zic, când pregătim tenul. Pensăm sprâncenele, nu exagerăm deloc la capitolul ăsta, pentru că păstrăm maxim forma naturală. Eu scot doar firele care sunt în plus, care sunt crescute pe pleoapa fixă. Pentru modelarea sprâncenilor folosesc un fard apropiat nuanței tenului și doar umplu golurile sau zonele unde lipsesc firele de păr. Momentul cel mai așteptat din proiectul nostru este atunci când eroinele descoperă metamorfoza la care s-a lucrat atât de mult. Iar uimirea din ochii lor din primele secunde când se văd în oglindă este cea mai prețioasă din toată emisiunea.
o blondiță. Apropite? Nu m-am gândit cu o simplă frezură se poate schimba așa. Mă așteptam mai rău. Și mai frumoasă mai eu. Nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit niciodată cu o simplă frezură și puțin machiaj, pudră, pomadă, poate să te schimbi într-așa fel. Nu a fost culoare închisă și nu am fost așa scurtă. Și atâta ne-a schimbat, încât ziua aceasta eu am sus în minte toată viața mea, deoarece am avut ocazii și atâtea surprize ca ziua de astăzi. Sacou nu am purtat, am purtat doar maică și pantaloni. Deci să înțeleg că acesta este primul sacou din garderoba ta? Da, da. Deci a fost o alegere bună, da? Da. Ca să-ți dăruim anume un sacou, să-l ai în garderobă. Da, și în general și culoarea galben. Parcă nu-s eu. Nu te recunoști? Nu, nu. Nici în ținută, nici în coafură, nici în machiaj, nimic. E altă persoană? Sigur. Mi-au făcut o binefacere. Ne-au făcut, ne-au îmbrăcat, ne-au încălțat într-un fel și ne-au făcut extraordinar de tineri. Și eu la fel. De exemplu, eu nu mi-aș permite să-mi cumpăr așa pantaloni, e prea scumpe. Adică eu dacă i-aș cumpăra, i-aș purta numai la ocazii speciale, super speciale. Dar sunt ai tăi, o să-i porți, eu sper. Da. Doi oameni total diferiți, cum au fost până acum și de acum. Ești să înțeleg că nu te recunoști? Nu. Sunt frumoasă. Mi-e dragi. La fel. O să mă fotografiez și apoi pe internet și o să vedeți. Bravo! De ce plângi atât de tare? Nu m-am gândit. Uite, așa pot să-ți schimb eu. Ce-ți place și ce nu-ți place? Uite, privește-te atent în oglindă. Uite. Și spune-ne ce te-a impresionat cel mai mult. Uite, tot îmi place. Îmi place părul. La mine părul era valoros, era ondulat, era... Am făcut magie. Mersi. Mă văd schimbat total. Eu încă am emoții și sunt în șoc. Vedem și mă gândim că așa e ziua asta de azi, atât de fericit m-a făcut că eu îmi pare că am întâlnit deja 20 de ani. Eu sunt foarte împlinită. Asta e important. Culoarea la păr îmi place, pentru că e una, de sus pe jos, adică nu-i rânduri, nu-i piete, nu-i... În general, eram vopsită ca de un practicant. Nu cunoaște că a lucrat un stilist adevărat. Când ați mă luat toată lumea, asta să rămâne șoc. Eu nu imaginez. Azi e ziua mamei. Zi frumoasă ca și ea. Toate florile din lume. Ține-aș da maicuța mea. Grijă vie și duioasă. Nu mă lasă și ce e greu. Și zâmbătă mire iubioasă. Tu în timpul ești jorul meu. Bravo! Eu încă nu ne vine a crede că sunt eu. Care profesie te atribui tu, având stilul ăsta? Co-prezentatoare. Iată-mă. De la știri sau de la emisiune? Ce pot să zic? La moment arăt foarte bine și sunt foarte frumoasă. Și îmi doresc să arăt așa în fiecare zi. Chipuiți noi, parcă ne simțim într-o nouă cer. Și să vă dea Domnul sănătate și tot ce vă doriți. Să vă se împlinească. Te uiți la televizor, e una, dar e și alta. Îți joacă pământ sub chișoare. De emoții, da? Da, da. Și apropo, cum te simți tu acum cu tunsoarea asta scurtă? Așa, spun sincer, minus 10 kg. Așa, deci era și greu. Da. Și pielea de cap mă durea.
Pe dacă, bune? Dacă prindeam la părul sus, mi-era foarte complicat. În ultimul timp, numai jos puteam. Deci acum te simți așa ușoară? Da, parcă nu am nici cap, nici păr, nimic. Cei care dau note schimbărilor de stil sunt oamenii apropiați ai protagonistelor. Fiecare din ei își exprimă sincer opinia și părerea vis-a-vis de transformarea de look care s-a produs. Ne bucurăm că toți au rămas impresionați și le-a plăcut ceea ce au văzut. Wow! Foarte frumos! Extraordinar! Minunat! 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 Chiar e fain. Te-a lăsat șocată? Aha. E în toate. Wow. Super. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. E extraordinar. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Mariana. Ce pentru... mai vrei cel mai tare? Părul. Părul, machiajul, e ceva extraordinar și vestimentația minunată, minunată, e ceva deosebit. Așa de bine ales și tu ești așa de organic în toate lucrurile astea. Pentru mine, dacă sincer, este un șoc că va fi așa de scurt părul, dar foarte mult îmi place, este foarte bine. Și sunt mândră de tine. Și vă mulțumim din suflet pentru aceste doamne minunate, cum le-ați transformat în... Aceste doamne extraordinar de frumoase. Pe ambele chiar... împreună. Da, asta a fost chiar o surpriză. Nu mie îmi place acum părul. În sfârșit l-au pus în valoare. Eu am spus că are păr frumos. Acum atât poți să atragă atenție că la dinse părul e frumos, e des și sănătos. Este altă persoană? Este diferită? Categoric. Ați mai văzut-o așa îmbrăcată? Nu, eu niciodată. Ai întinerit. Și chiar foarte mult îmi doresc că toate mamele acum să privească și să gândească că ele trebuie să aibă grijă de ele, să nu uite niciodată că copiii au nevoie de ele, și întotdeauna să aibă un pic timp și pentru ele ca să fie frumoase. Viorica, nu te-am văzut niciodată așa machiată. Da. Părul, în primul rând, m-a șocat. Dar am spus că va fi brunet. Am ghicit. Tu o vezi brunetă, ție îți place? Da. Că ea se temea de culoarea asta. Ca tine. Da. Nu recunoașteți verișoara dumneavoastră și da, pe mătușă. Da, cum ele erau atunci cu acum. Eu în sacou personal n-am văzut-o. Deci nu am sacou. S-a lucrat bine, s-a lucrat profesionist. Mi-am dorit să te văd în așa stil. Arăți destul de bine, ești frumoasă. Mulțumesc. Clasic nu purta. Prima dată de zi? Da. Mult îmi doresc ca și mama, și Angelica, și doamna Ecaterina să continuă acest stil. Ambele da, au împreună. Înflorit. Da. Da. Nu, dar părul e descoperire și pentru mine. E chiar, e fain, e fain. Chiar e din recunoscut. Mă sunt romantică, deșteaptă și împlinită. Nu ne vine a crede, pur și simplu asta e într-un vis. Mă simt frumoasă și mă simt în primul rând comodă. Foarte mult. Îmi place imaginea și mă simt foarte fericită. Mulțumesc mult încă o dată.
Ați urmărit pas cu pas cum și-au schimbat aspectul exterior protagonistele proiectului. Și așteptăm să ne scrieți pe pagina de Facebook a emisiunii care transformare ați clasa-o voi pe locul întâi. Iar dacă doriți să vă simțiți și voi în rolul unei eroine, nu ezitați să veniți la Stil Nou.